be one. Am găsit aici pe bunici, bunicii la maimuți. N-ar ajunge la vânzare așa ceva? Așa tu. Fii frumos. Băi, nu mă cred ăsta. Nu știu cum să zic, dar e cel mai tare burger din viața mea până acum. Hello! Salutare! Bucățica în acțiune, ne așteaptă Cezar Show jos. Suntem în Da Nang și astăzi o să mergem să o vedem pe Lady Buddha. O să ne plimbăm cu scuterul prin apropiere, să vedem ce găsim și să căutăm o cărică bună. Hello, morning! Hai cu neața și cu toate alea. Hai cu neața și cu toate alea. Hai la cafea. La cafeluță. Au tot felul de cafele și cappuccino și prețurile sunt destul de ok. Sunt 55.000 de dongi vietnamezi și cea mai scumpă pare a fi 69.000 de dongi. Ai mai băgat de aici cafea și chiar nu știu. E un fel de Starbucks, dar cu gust de cafea. Suntem aici la Highlands Cafe în Da Nang și o să comandăm și noi ceva. Am văzut ceva foarte interesant care o să provez pentru prima oară. I would like one croissant bun, bun micue, one, and one for my cafe. Să trecem la acțiune, să mâncăm ceva. Aici ne-a adus Cezar și cu Alina. Dar le place foarte mult această cafenea. Dăm și noi câte ceva. Caramel Pin Freeze se numește. A costat în jur de 9 lei. Ce interesant e! Deci fiți atent! E un cappuccino bun de tot. Chiar are gust de cafea foarte intens, deși eu nu prea beau cafea și nu prea îmi place. Tipul acesta trebuia să-l probez. Băi, ce bun e. Și nu numai, dar are ceva înăuntru. Are niște geleuri cu gust de cafea. Vai, dar astea sunt atât de intense la gust. Chiar are gust de o gelatină geleu cu gust de cafea, dar de cafea bună. Îmi place tare, tare mult. E genul ăla care dă dependență. Ei, aici ca aici, ce se găsește în Asia și în Europa nu se găsește? Se numește Trasen Vang. Arată chiar ciudat, rău de tot, aș putea spune. Are niște chestii înăuntru care trebuie să sap după ele, să văd exact ce sunt. Deasupra e o spumă așa. Să o gustăm. Deci este o spumă făcută din albuș de ou, sărată. Este efectiv cum ar fi baza de bezea merenghe, dar sărată. N-am întâlnit niciodată așa ceva, deci mi se pare foarte ciudat. Și am mai găsit niște chestii. Vino înapoi. Nu știu ce sunt astea, par a fi niște alune fierte. Da. Sunt niște alune murate. Alune murate, deci chiar nu mă așteptam la treaba asta. Are niște bucăți de gelatină care le-am tras cu paiul. Nu știu cum să le găsesc, să vi le arăt. Ha, uite-le. Vedeți bucățelele acestea roz? Tot așa, sunt dintr-o gelatină. O gelatină ciudată. În sensul că se simte ca o bucățică de castravete care e înconjurată de o gelatină. Așa, știi? Un gust ușor neutru, dar totuși care nu prea-mi place. Să gustăm și băutura. Sincer să fiu, are gust de o apă cu gheață, cu un pic de ou, albuș de ou, așa, și cu ceva grâne se simte, probabil că e de la alunele acelea. Dar nu e ceva ce ar bea cineva în Europa, iar în România nici măcar atât, deci nu ar ajunge la vânzare așa ceva. Dar acestea sunt gusturile lor, lor le plac și este ok. Noi nu suntem obișnuiți cu aceste gusturi.
Am luat și o mini baghețică, se numește Ban Mikwe. E caldă. E așa, micuță și simpatică. Hai să vedem dacă are ceva înăuntru. Am zis că iau cu pui. M-a întrebat dacă vreau cu pui sau dacă vreau cu brânză, dar... E așa, microscopic puiul, dar nu contează, să-l gustăm, poate e bună. Și ce credeți? Chiar e bună. Mhm. Să știți că e chiar delicioasă. Sunt fâșiuțe foarte, foarte mici de pui. Amestecate cu o brânză așa. Din aceea, tip o brânză mai mult în direcția de cheddar. Așa. Și mare, eu simt un pic de piper negru. Și ceva ceapă simt, chiar aș putea spune. Cred că e un pic de ceapă micuță până înăuntru sau ceva piure de ceapă. Are niște condimente foarte bune. Chiar e delicios. Îmi place foarte mult și pâinica nu mă așteptam să fie așa de crispy și atât de gustoasă. Chiar e bun. Această prăjiturică e drăguță așa. Uite ce frumos au pus-o. Pare a fi un mus cu un blat de biscuit. Așa pare a fi, dar să gustăm. Arată cam așa. Miroase a cafea, miroase bine. Nu știu, spune că e foarte bună. Îmi place foarte mult că are un gust mai natural. Partea de sus, musul de sus, este cu cafea. Se simte un gust de cafea naturală. Iar partea de jos este mai mult în direcția unui cheesecake. Adică se simte foarte mult gustul de brânzică, de smântână de casă, cumva. Bun. Delicios, aș putea spune. Nu mă așteptam. Iar blatul este un blat din acela tipic, de biscuit, făcut simplu. E subțire blatul, dar e de ajuns. Îmi place foarte mult. Chiar n-am mai mâncat de mult o prăjiturică așa de bune. Tot una a costat 148.000 de dongi vietnamezi. Aceasta înseamnă în jur de 30 de lei. Este ok, destul de scump, bineînțeles, pentru Vietnam. E un preț destul de mare. Dar având în vedere că aceasta este concurența lui Starbucks, e ceva ok. Am încercat tot felul de chestii ciudate și inedite, dar a meritat experiența. Cezar și Alina sunt afară, pe balcon. Și după aceea pornim în acțiune. Mergem să ne plimbăm un pic cu scooterul, mergem la Lady Buddha. Ne-am energizat și acum așteptăm să scoatem scooterele din acea parcare ciudată. Ia uitați! Ne-au eliberat scooterele! Dați-o pe bucățică! Pe Cezar okay. Și Alina. Gata, s-a rezolvat. Am ieșit. Marea Chinei. Ia uitați ce hoteluri sunt aici. De lux. Zona e în dezvoltare bine de tot. Uitați-vă la aceste două turnuri, trei turnuri. Găsit aici pe bunicii la maimuți. Ia-o arată acolo, bagă camera acolo. Aici îi fac acolo puțină reclamă. Maimuțele acestea sunt în număr de 200 în tot Vietnamul. Iar în acest loc e posibil să vedem câteva. Aici sunt, e plin de macaci, știi? Dar astea, dacă avem noroc să le vedem, suntem bine. Așa că sperăm să ne întâlnim și noi cu... Măcar cu una, să dăm și noi bună ziua, să rămână mâna. Mă
ajuns la capăt. Că și eu același obicei ca peste tot. Ce frumos e locul ăsta aici. Ați văzut ce priveliște superbă în spatele meu? E chiar minunat. Frumos să faci un traseu pe aici. Dar trebuie să fii antrenat bine. Pentru că umiditatea e foarte ridicată. E cu adevărat magic. Uitați-vă, sunt banani în față. Sunt tot felul de plante pe care noi le știm în România, dar le cumpărăm la ghiveci. Aici cresc în mediul lor natural, e foarte tare. Uite ce frumos, uite cățelul ăsta. Mamuțico! Uitați cu câtă ușurință se urcă, n-are nicio treabă. Bucățica! Hai, vii! Wow. Doamne! Vai cât e de fain! Vai cât e de frumos! Și uitați vegetația aceasta, frunzele astea frumoase! Vai! Se simt așa ca o catifea! E super, e super! De umezeară și o căldură. Este, da. Tropical, așa. O fi tropical, da. Așa e în paradis. Până și în paradis trebuie să ieși din zona ta de confort. Dar merită. Nu ne așteptam să fie așa frumos aici, dar ne vom întoarce pentru că vreau să facem un picnic în acest loc super. Să probăm niște mâncare bună. Da, vietnameză. O să mergem să vizităm statuia Lady Buddha, care este undeva înapoi spre drumul nostru. Oricum nu mai avem foarte mult timp, urcăm, o vizităm și după aia trebuie să ducem scuterul. Get up on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, born to be wild. Ce simțim noi acum? Ascultați această melodie! Am ajuns la Lady Buddha! Hello, mister! Hello! Ia uite ce zice, să nu dai de mâncare la maimuțici! E foarte grea urcarea asta, mai ales când ești pe stomacul gol. Uitați-o pe Lady Buddha! Foarte frumos, de-abia așteptăm să ajungem la ea. Oh, ce frumos e dragonul ăsta! E artistic! Ia uite, dacă Steve vă băga mâna în gură la crocodil, eu o pun în gură la dragon. Oh my god, ce mare! Este de-a dreptul uimitor să privești acest bonsai, care e o operă de artă, ce să mai spunem. Și apoi să-ți ridici privirea spre Lady Buddha, care e atât de albă și atât de pură, adică îți dă o emoție acest loc și este un loc de pelerinaj pentru mulți vietnamezi. Ei luau mărul lui Buddha. Uitați-vă aici, e o operă de artă, este simbolul Yin și Yang într-un soare. Iar pe lateral sunt reprezentați doi dragoni. Este foarte, foarte frumos lucrat. Multe detalii așa. Și pare a fi făcut din metal. Cred că e făcut dintr-un cupru ceva, dacă nu mă înșel. Aceste bețișoare au un miros foarte plăcut care te ajută să meditezi, te calmează. Te fac să te simți bine, cumva. Iar mai încolo îl vedeți pe Buddha. Buddha cel grăsuț care aduce prosperitate în casă. Uitați câtă lume și-a scrijelit numele pe acest pom. Are niște fructe pe care nu le-am mai văzut până acum și cresc efectiv pe ramură.
Și sunt așa grupate în mănunchiuri. Miroase așa ca un fruct. Este vișiniu. Să vedem cum arată înăuntru. Deci arată ca o smochină. Dar frunzele nu arată ca smochinele pe care le-am văzut în România, că mai sunt oameni care au plantat smochini în România sau în Bulgaria, la fel am văzut smochini, dar nu arată la fel. Cred că e ori un frate asiatic al smochinei, ori e un alt fruct, dar arată fix ca o smochină. Și miroase ca o prună. Vă spun sincer, miroase fix ca o prună foarte coaptă, are un miros dulceag așa. Mă mulțumesc. Lady Buddha este simbolul purității. Trebuie să ne descălțăm. Ce frumos miros toate florile astea. Este atât de simplu acest loc. Și uitați-vă la ofrande. Oamenii aduc flori. Aduc până și mâncare. Sunt banane, pomelo, care este fruct vietnamez. Chipsuri, lapte cu ciocolată, apă, lasă și bănuți. Uitați și fructul dragonului acolo. Și aranjamentele astea florale cu atâta dragoste făcute doar să le aduc aici. Cât e de mare candela aceea cu ulei din sticlă. Nu m-am venit de mâncare la un sat din ceva candel, dar o să vă spun și noi ceva bănuții aici. Așa e frumos. Ia uite cum bea maimuții ca apă. Le e sete și lor. Unele dintre ele sunt mai sperioase așa, când văd mai mulți oameni, iar altele nu au nicio problemă în preajma oamenilor. Atâta timp cât nu faci mișcări prea bruște, stai așa cu minte, ele nu au nimic cu tine. Ia uitați și pe bucățică care urcă aici. Mie îmi plac foarte tare acești dragoni. Uitați cât sunt de frumoși și văd că înăuntru au câte o bilă. Nimic nu e întâmplător. Simbolistica e peste tot, în toate culturile. Bucățica și-a găsit un prieten. Maimuța aceea care era în spatele meu are pielea cumva albastră așa când te uiți de aproape. E foarte interesant. Fiecare inscripție înseamnă ceva. Nu recunosc decât semnul păcii, în rest nu știu prea multe. Dar cred că merită să citești un pic despre toate chestiile astea, mai ales în timpul iernii, când nu ai prea multe de făcut. E foarte zen locul ăsta, așa îmi place mie să spun, când e așa liniște și aici poți să dormi. Doar că trebuie să închizi buzunarele, că umblă maimuțelele și ele de obicei sunt curioase. Vor să mai umble, să desfacă, să vadă ce ai pe acolo, poate ceva de mâncare, că altceva nu le trebuie. Copacul ăsta are niște fructe foarte interesante. După frunză zici că e castan, dar nu e. Ia uite, zici că sunt nuși de cocos acolo. Am văzut niște copaci interesanți care nu sunt naturale așa, cineva i-a făcut, uitați. E foarte frumos. Vă dați seama că cine îngrijește acești pomi știe ce face. Ai nevoie de ceva ani de ucenicie să fii un grădinar priceput. Nu poți să iei farfecul de la Bosch și să începi să tai acolo. Ce libelulă frumoasă, stă aici cu minte. Acum vin. Am găsit un leagăn aici și am zis, hai să ne dăm un pic în el. Să intrăm. E fericit, zâmbește.
această vază are cam 1,50 m înălțime și pare a fi făcută dintr-un agat uriaș. Acest templu este impresionant. Uitați ce mic iaz are acest bonsai aflat în fața templului. Acesta este un copac care sigur este pomul dorințelor. Acestea sunt niște panglici care simbolizează anumite dorințe. În general știu că fiecare culoare simbolizează câte ceva. Oamenii le iau și le leagă aici, se roagă. Fiecare culoare are câte o simbolistică. Unele sunt pentru bunăstare financiară, altele sunt pentru fericire, altele sunt pentru pacea mondială. Uitați cum arată un pom de pomelo. Deci, crenguțele acestea, ele sunt subțirele și cam amărâte așa, dar sunt foarte, foarte puternice. Din ce am înțeles, pomelo ar fi fructul național vietnamez. Sunt foarte mândri de pomelo al lor. Costă în jur de 20 de lei kilogramul. Nu știu dacă este mult sau puțin, dar dacă atât consideră ei că merită, înseamnă că atâta merită. Dacă veniți la Lady Buddha, la această pagodă, trebuie să vă luați toată ziua la dispoziție. Nu încercați să mai faceți și altceva, pentru că nu prea o să vă iasă. Aici sunt atât de multe de văzut și totul e frumos, tot ce e în jur e frumos. Chiar și, nu știu, sunt atât de mulți copaci, vegetația, maimuțelele. Chiar e frumos. E frumos. Bineînțeles. Și ai nevoie de timp ca să poți să simți, să poți să intri în această atmosferă. Cum se lasă norii peste munți și ce frumos se vede templul acum. Ia uite-l pe bucățica acolo, camuflat bine. În verde. În verde. Și marea în fundal. Dragonul. De marmură. Este, e frumos, ce să mai. Oamenii ăștia ne așteaptă să venim, stau după noi. Noi n-avem experiența lor. Pac, pac, a domnul Cezar. Noi suntem așa mai... Slowly, slowly. Da. Hadem. Și acum, și acum, pe final, să mergem să servim și eu bucățic. Aia e. Bun. A început să bată vântul și răcoare așa și bine. Opa, Lady Buddha! Mulțumim că ne-ai primit! Vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult la templu și că trebuie să mergem să ducem scuterașele ca să nu plătim în plus. Putem ceva bun de mâncare, ceva epic. Încă o zi minunată în Vietnam! Ce mișto sunt palmierii ăștia, luminați, arată așa de lux. Acest scooter de la Honda cu transmisie automată ne-a servit foarte bine, ne-a dus peste tot, are destulă putere. Recomandarea mea este, dacă veniți aici, să luați un scooter cu mai multă putere și cu șaua mai lată ca să fie confortabil. Am lăsat scooterul și acum mergem să căutăm ceva bun de mâncare. Ia uitați-vă cum fac în spate, mi-e o foame de nu vă văd. E foame! Nu că nu vă văd de fel, dar îmi bate lumina în ochi. Uitați-vă la el ce bine arată. Suntem aici la Burger Bros cu Cezar și cu Alina. Bineînțeles că el a găsit acest restaurant mișto. Și suntem frați de burger. Da, frați de burger. Noi ne-am luat Burger NN. Este un burger cu avocado, cheddar cheese și pot să zic că arată criminal de bine. Bine.
Am mai luat și un burger mai altfel, un burger shrimp cu cartofi prăjiți și salată coleslaw. Mamă, și asta arată incredibil. Deci, pe bune, uitați-vă la el. Și sunt cartofi adevărați. Mamă, miros așa de bine. Abia aștept să-i mâncăm. Să trecem la acțiune, să trecem la mâncare, că ziua de astăzi a fost lungă și ne e foame, dar mai știm de noi. Wow! Cezar, Eu nu mănânc până nu afă de la tine cum e. Băi, deci e criminal! Eu trag cu ochii aici. Bineînțeles că este chiftea din aia adevărată de vacă. Și are gust de vacă din aia de calitate. Deci nu e un patty din ăla ieftin sau ceva. Este extraordinar. Are și salată înăuntru, ceva ceapă, roșii, cheddar cheese. Are și un pic de bacon prăjit bine așa de tot. Niște sosuri extraordinare, care sunt foarte, foarte dulci. Sunt gustoase rău de tot. Și un avocado. Mai iau gură. Vita cum e? E făcută? E ce trebuie, nu? E medium. Deci nu e însângerată sau ceva, dar nu e nici uscată carnea. Dacă era prea cu dus mânca salată, îți dai seama. Are dreptate. E bine. E delicios. Delicios. Hai, Cezar, ce faci? Mănânci? Se răcește burgerul. Eu sunt pe pasiune. Am văzut că am așa o pasiune ca îngolit-o burgerul ăsta. Nu știu cum să zic, dar e cel mai tare burger din viața mea până acum. Ăsta e un burger adevărat. E ceva mega bun. Calitatea cărnii e. Wow. Să trecem la cartofii ăștia prăjiți. Prezentarea e foarte mișto și îmi place că sunt serviți într-un bol de inox. Deci rămân calzi. Sunt cartofi adevărați. Avem și un sosuleț aici. Am să-i necăm în sosul ăsta. Da. Sunt foarte buni. Sunt cartofi adevărați, nu sunt din aia congelați. Și sunt cartofi care au fost dați prin făină întâi și după aia prăjiți. Foarte delicioși. Doar cam uleioși. Chiar mi-era poftă de o salată din asta coleslaw. Arată bine prezentarea, uite ce frumoasă e. Și apetisantă. Coleslaw acesta are înăuntru și niște porumb. Dar, sinceră să fiu, nu e cine știe ce. Are puțină maioneză înăuntru și lipsește sare. E acceptabil, da. Nu e wow, dar e ok. Și acum vă prezint un shrimp burger. Arată grozav. Mi-era poftă de un burger cu pește, ceva, și l-am văzut pe acesta shrimp burger. Trebuie să-l probăm. Hai să vrem. Da. Mamă, e grozav. Deci carnea de dinăuntru este cu adevărat din creveți. Are un gust foarte puternic de creveți, dar din aceea dulci, de calitate. Și are un patty de calitate, e grozav, îmi place mult, mult de tot. Un pic cam uleios, asta e partea negativă. Dar ca gust, e wow. Înăuntru mai are salată, roșii și niște varză tocată. Sosul lor pe care eu îl folosesc e delicios, are un gust dulce. Și
Parcă e făcut din maioneză cu un pic de ketchup și ceva, un sos dulceac. Să văd creveții înăuntru. Mâncarea aceasta e delicioasă. Acum să spună și ceilalți ce părere au despre mâncarea pe care o mănânc. Eu nu trebuie să mă bag în ea, dar eu îmi cer scuze și mii de euro, dar îmi caut pentru mâine cazare, pentru că mai avem câteva ore, zburăm și nu avem cazare. Merg pe ce ai zis tu și la tine cum? Pentru că nu avem nicio șansă să mănânc burgerul de-a trecut, îmi scapă carnea din... S-ar putea să fie puiul ăla negătit. S-ar putea să fie fix puiul ăla care îmi place mie, nu știu, uite. E îndră. Da? Da, e gustos, are niște sosuri super bune cu el. Păi e făcut în tărie, sosurile. Da. E bun. Sosurile astea îmi plac. Da. Da, ăsta a fost burgerul meu. Salată cu carne. Și era avocado, ți-ai pus separat, ți-ai recomandat separat, nu? Da, a fost comandat separat, da. Topping, cum s-ar spune. Și cartofi, am gustat mai devreme și sunt de mințe. Iar burgerul meu este exact al tău. Burgerul lui Bucățică. Așa că ți-am luat burgerul. Măi, nu. Revenim la tine mai încolo. Da. Mama, reacția e că face asta, reacție și mărnâncă. Da, așa. Exact cum ai zis, E chiplă de aia de burger pe bune, adică nu e de aia de supermarket congelat. E adevărat și una. Da, îmi place. O să adaugi? E un burger bun, eu niciodată nu fac, adică nu... La mine eu sunt mai dificil cu mâncarea, la modul că pentru mine mâncarea e bun, e ok, mă ține să nu mor. Dar atât, e un burger bun. Adică n-am ce să zic, nu știu să zic cum zici tu. Să asociezi, să nu știu ce, eu vă zic, merge, pică bine la stomac, nu te duci pe partea alaltă, e ce trebuie. Că de-aia ești tu aici, de-aia am profesionistul cu mine, știi? Știi cum au oamenii aia de... Vine la masă somelieri, bagă un vin, ceva, așa tu. Fii frumos, băi, nu mă cred ăsta. Că nu e la asta să zic așa și mai combina și cu niște de ăsta și bagă aici. Așa! Aveți cum schimbă gust, vezi? De-aia sunt profesioniști. pentru mâncare. Da. Da. Merge, e bun. E extraordinar de bun. Dacă ajungeți pe aici, aveți drum pe aici, veniți să mâncați acest burger, e grozav. O să vă punem link-ul cu restaurantul în descriere. Am mâncat foarte bine aici, la Burger Bros în Danang. A fost extraordinar de gustos totul. Cel mai mult mi-a plăcut chifteaua, a fost de calitate carne. Iar burgerul din shrimp m-a impresionat foarte mult, pentru că a fost făcut din shrimp și adevărat. Deci nu a fost procesată foarte mult acea chiftea. Foarte bun. Și totul se datorează, bineînțeles, lui Cezar, care l-a zis, știu eu un loc, mergem acolo. Așa că, cum spune el, Japonia a fost foarte bun. Nu uitați să vă abonați. Să dați like, să lăsați un coment, să dați share la canal și să porniți notificările. Până data viitoare, la revedere bucățelelor.